stimați telespectatori, alături de mine se află doamna Elena Oana, șefa Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului Suceava. Bună ziua și bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație, bună ziua și sper să gătești ceva ce să placă telespectatorilor dumneavoastră. Eu sper să gătiți ceva care să ne placă în primul rând nouă și apoi telespectatorilor, pentru că noi suntem cei care va trebui să gustăm din bucatele pe care o să le gătiți dumneavoastră. Dar să trecem repejor la subiect, că dumneavoastră știți să gătiți, nu are rost să vă mai întrebăm dacă știți sau nu știți să gătiți. Da, eu zic că știu. Am învățat în timp, dar acum știu. Spuneți-mi, vă rog, ce urmează să ne gătiți? Pentru că suntem în perioada de post, iar în acest post al Crăciunului sunt multe zile în care este dezlegare la pește și pentru că luăm masa într-o duminică specială în care se creștinii ortodoxi sărbătoresc și intrarea Maicii Domnului în biserică, o să facem un fel din pește, deci pește umplut, păstrăv, cu garniture de șampinioane umplute și un desert de post, pere în sos de vin. Să fie să nu trebuiască. Dumneavoastră ați venit cu ingredientele de acasă, da. Cel puțin o parte dintre ele. Îmi puteți spune ce avem pe masă? Avem legume diverse care vor umple atât peștele cât și șampinioanele, ardei, ceapă, morcov, verdeață, roșii, lămâia care este obligatorie întotdeauna atunci când mâncăm pește, un pic de cimbru, iar pentru pere, stafide, un pic de strugure negru pentru decor, sare, cam atât. Bună ziua și bine ați venit! Vedeți cât de multă titulatură, cât de multă funcție, ce funcție mare aveți, că abia reușesc să o pronunț fără să mă bâlbâi. Mulțumesc frumos pentru invitație, bună ziua tuturor și sper să gătești ceva care să placă telespectatorilor dumneavoastră. O luăm la capăt sau? Nu, că am spus eu prea multe chestii și nu... Doamna Elena Oanea, comisar șef la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului. Bună ziua, sunt Oana Șlemco și vă anunț că începe emisiunea de bun gust. Deja. Nu am microfonul deschis și să... Se aude? Dacă mă poți ajuta, femeie fiind, stau foarte rău cu orientarea. Mi-am uitat GPS-ul acasă. Ah, m-am speriat! Andreea, ai grijă la copilul din spatele tău? Micuța a venit și la cumpărături. Să văd dacă m-a sunat cineva. Ne. Primit un mesaj, un SMS. Să vedem. Dar la cine am primit-o SMS-ul? Nu, Andrei, nu ai voie să vezi SMS-ul. Rezolvăm problema. Să ne îndreptăm spre bucătărie. Ah, nu, stai. Hai să mai cumpărăm două șorțuri. Să fie să nu trebuiască în bucătărie. Ne întâlnim din nou cu domnișoara aici de față. Cu alte pliante. Șt, n-ați auzit asta. Fac cruce, Andrei, te rog să oprești. Stau cu minte la rând, nu pot să nu respect rândul. În loc să ții coșul, mă filmezi, nu? Asta că ai să vezi tu mâncare. Vorbesc cu doamna Oana și nu primești. Hai să vezi tu. Andrei, oprești un pic. E dat drumul asta? Acum. Nu știu cum, nu merge asta mai. Cum e? Deschis? Care e deschis în cele? Așa. Acum Andrei să facă chestia asta aici. Nu mai filmat, nu vreau! Folia pe care eu am cumpărat-o de această dată. Asta nu reușesc să o desfac. Acum puteți să opriți ăla un pic. Că dacă filmam cumva săptămâna trecută, îi aduceam la masă pe copiii mei din Spania. Dar n-a fost să fie. Mai nu. Mergem la Andrei. Andrei este bucătarul de la restaurant. Care... Unde aici? Nu, în partea opusă. Andrei? Da. Cred că are și el ceva la cuptor. Așa. Așa și lăsăm 10 minute, după care scoatem folia de deasupra și mai lăsăm 10 minute pe rumenească. Zici că mai trebuie peștele să stea? O să luăm după aceea, întâi peștele. A venit și... Asta ei nu-l filmează. Și l-am
recomandă, care arată foarte, foarte bine. Mulțumim frumos!